Astăzi voi arăta ce produse am folosit și cum am făcut eu farfuriile și bolurile din masă ceramică acasă. Vreau să zic că este un proces semi-complicat, dar dacă vei fi pe fază și vei asculta ce îți voi spune, vei învăța totul foarte rapid. În primul rând am luat o bucățică de masă ceramică din cele 10 kg pe care le-am primit în pachet și am creat o mingiuță. După ce ai mingiuța formată, trebuie să o aplatizezi astfel încât să semene cu o farfurie și poți să lua orice farfurie vrei din bucătărie, așa încât să găsești forma perfectă, forma ideală pe care vrei să o dai tu farfuriei tale. Nu trebuie neapărat să faci rotundă, eu am ales să fac rotundă, am făcut și ovale, am făcut forme diferite. Nu uita, nu pune deloc apă. Primele mea, când am pus apă, mi-a ieșit foarte prost. După, cu acest obiect pe care îl găsești în kitul de ceramică, încearcă să definești cumva materialul, să fie foarte plat. Acesta îl pui foarte puțin în apă și faci aceeași mișcare pe care am folosit-o eu. Pui farfuria peste și cu un cuțit sau o spatulă tai pur și simplu restul care nu este necesar. Tot ce ți rămâne pe lângă poți folosi pentru alte obiecte. Aici ai nevoie de apă, puțin să spui pe degete, așa încât să faci conturul farfuriei foarte fin, să se vadă foarte frumos, iar cu un deget mergi de jur împrejur la margine și ridici puțin din margine, așa încât să nu fie perfect plată. Le pui la uscat și le scoți după 7 zile. Ar putea, sincer, să stea și 2 săptămâni, ale mele nu au fost perfect uscate și aș fi vrut să le mai las. Cea din dreapta a fost spartă, fiindcă a stat la soare și nu ai voie să le lași în soare. Unele mi s-au spart pur și simplu când am vrut să le ridic. După, trebuie să iei fiecare bol și farfurie în parte, iar cu un burețel, care va fi pus în apă și stors, trebuie să le polizezi. Ca să îți dea aspectul acesta neted, înainte cu o zi să le bagi în, sau chiar și în aceea zi când le vei băga în cuptor. Dar este foarte important și procesul acesta, așa încât să fie cât mai nete și cât mai fin bolul sau farfuria pe care vrei tu să o creezi. Aici am ajuns și le-am pus în cuptor, dar trebuie să înțelegeți că este un proces care, cât de greu este, s-ar putea să vă mai spargă, să vi se spargă înainte, la soare, la transport sau chiar și în cuptor să explodeze produsele. Aici au fost scoase din cuptor și urmează să le dăm prima glazurare. Le-am glazurat pe unele direct cu transparent, masa ceramică fiind albă, iar glazura transparentă au ieșit albe. Le-am glazurat cu o glazură organică, ecologică, pardon, și pe unele cu o glazură colorată. Am luat cu vopsele și le-am creat diferite forme, ne-am jucat, am împrășiat cu vopsea pe ele. Este un proces foarte creativ și foarte mișto, mai ales pentru copii, fiindcă o să realizeze că lucrurile nu țin doar de ei și că nu au control asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă, chiar dacă procesul urmați perfect, totuși unele lucruri produsele pot să explodeze, să se spargă, fără ca voi să faceți nimic. Aici este cu glazura transparentă peste, nu veți vedea culorile, fiindcă glazura transparentă este albă până va ieși din cuptor, dar la rezultatul final o să vedeți diferența. Se șterge farfuria, fundul farfuriei, de un burete, fiindcă dacă nu se lipește în cuptor. Iar după ce ștergeți bine fundul fiecarei farfurii și bol, pahar, ce aveți, puteți să vă semnați pe spate. Max-o la buretele ca să mai frece, să nu mai rămână reziduri de glazură pe spate și le-am pus la cuptor pentru ultima ardere. Iar acum vă vom povesti eu și Max cât de fericiți am fost după procesul creativ și când am văzut produsul final. Hello, dragii noștri! Bine ați venit la lecția de ceramică! Lecția de ceramică. Mi-au venit toate lucrările pe care le-am ars a doua oară. Sunt pe această cutie, așa că vrem să vi le arătăm. Ești incredibil de tare.
Asta este o farfurie de desert. Cred pe care știi că ai făcut-o și ești genială. Asta. Asta îmi place cea atât mai de tare mult. Farfurie. Bravo. E foarte drăguță. Bun, așa. Hai. Aici avem o, nu știu ce asta. Un pahar de șaturi. Nu cred că o să le scoatem chiar așa pe toate. Hai să le înșurăm pe toate și le arătăm după. De. Doar ceramica albă pe care am folosit-o și pur și simplu am glazurat-o transparent, dar este o glazură mai specială care se crapă, la fel ca aici. Și acest bol, chiar dacă îl vedeți... Da, țin cu el. Acest bol, chiar dacă îl vedeți crăpat, de fapt el este glazurat deasupra și nu va crăpa. Deasupra, unde l-ai crăpat? Nu eu l-am crăpat, s-a crăpat puțin în... Nu, tu l-ai crăpat. În cuptor. Uitați aici ce cană mi-am făcut eu. Ta-da! O munții. Aici, ăsta-i păltinișul. A, da, zis că preferă farfuria aceasta. Bănuiesc că și pentru Vila Ștefan ar prinde bine farfurile acestea. Da, corect. În schimb, acestea sunt pentru deserturi. Vedeți? Sunt super mici și cute și drăguț încât să pui ceva înăuntru. Da, îmi face un suflet. Acesta trebuia să fie un pahar, dar mama a zis că seamănă cu o vază. E așa pasionată de chestia asta, e cam copii. Și astea sunt cele două boluri pe care adorabil, le-am făcut. Adorabil. Ne-am cumpărat două cărți. Stai să arăt. Una este Amazing Glaze. Am citit-o, dar este foarte mult chimie, foarte multă chimie înăuntru. Vorbește foarte mult despre compoziția texturilor, glazurilor, așa mai departe. Iar asta de pottery, adică ceramică esențială, tehnici, este de basic stuff. Ups. Și chiar vă recomand, fiindcă vă arată cum să faceți modelele și este un fel de curs de la A la Z. Să zic așa. Nu chiar curs, dar înțelegeți o idee. Deci dacă ar fi să învățați de undeva, ar trebui să învățați de la mine. Glumesc. Asta e prima oară când am făcut. Și ați văzut câte probleme am avut. S-au spart foarte că au stat la soare, s-au spart în cuptor, s-au spart la transport. Trebuie să fie mult mai multe și dintre toate. Observăm că doar... Pisul vrea înăuntru! Ia uite! Și iar dintre toate observăm că doar câteva ne plac exact cum au ieșit. Deci data viitoare vom ști exact ce e mai important. Acum, poate vedeți că... Poate credeți că asta este un hobby... Simplu și ieftin, dar vreau să vă spun că este un paradox total. Cât ne-au costat toate astea? Peste 700 de lei, spre 800 de lei. Fiindcă ceramica este masă ceramică, nu este lut, este destul de scumpă. După o ardere într-un cuptor mic în care nu încap toate, este undeva la 100 și ceva de lei. După glazura pe produs, dacă nu ai tu glazura specială, este iarăși 100 de lei. Fiindcă... Noi puteam să le pictăm doar așa, dar nu erau glazurate la final. În fine, sunt foarte mulți pași de luat în considerare și foarte informații pe care aș vrea să vă dau acum, dar sper că ați înțeles din video mare parte ce ar fi trebuit și să desați și voi acasă, să-mi spuneți dacă vă iasă. Ba. Dar a ieșit bine. Și... Am câteva preferate și chiar sunt mulțumită de ele. Bine, e maestră la asta. Când ești pasionată de ceva... N-ai cum să dai greș. Dacă nu ați dat subscribe până acum la canalul nostru, vă așteptăm la show-ul cu Max și Ștefi unde facem tot felul de lucruri. Și copii.